A devenit tradiție în zală organizarea târgului de mărțișoare la care sâmbătă au participat persoane din toate colțurile județului Sălaj. Aceste mărțișoare se confecționează manual, iar vizitatorii au putut alege dintr-o gamă largă de produse. Cei care au expus au fost mulțumiți de această inițiativă și speră ca și în anul care vine să fie prezenți cu produsele noi care să încânte gusturile cumpărătorilor.